Doamnelor și domnilor, onorată asistență, bine ați venit la ceremonia militară pentru depunerea de coroane de flori la statuia ecvestră a lui Mihai Viteazu. Se intonează imnul național al României. Acordurile imnului eroilor se vor depune coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazu. Se depune o coroană de flori din partea președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis. Se pregătește Senatul României. Senatului României se pregătește Camera Deputaților. Thank you.
pune o coroană de flori, Camera Deputaților se pregătește Guvernul României. Depune o coroană de flori Guvernul României, se pregătește Curtea de Conturi a României. Depune o coroană de flori, Curtea de Conturi a României, se pregătește Academia Română. Depune o coroană de flori Academia Română, Asociațiunea Astra și Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia, se pregătește Ministerul Apărării Naționale. Depune o coroană de flori, Ministerul Apărării Naționale, se pregătește Ministerul Afacerilor Externe. Depune o coroană de flori Ministerul Afacerilor Externe, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, se pregătește Serviciul Român de Informații. Depune o coroană de flori Serviciul Român de Informații, se pregătește Instituția Prefectului, Județul Alba. Depune o coroană de flori Instituția Prefectului, Județul Alba, se pregătesc structurile Ministerului Afacerilor Interne. Se depune o coroană de flori din partea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, se pregătește Consiliul Județean Alba.
depune o coroană de flori Consiliul Județean Alba, se pregătește Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Local. Se depune o coroană de flori din partea Primăriei Municipiului Alba Iulia și Consiliului Local, se pregătește Primăria Municipiului Sebeș. Se depune o coroană de flori din partea Primăriei Municipiului Sebeș, se pregătește Primăria Comunei Sprin și Raionul Dungușeni, Republica Moldova. Depune o coroană de flori din partea Primăriei Comunei Sprin și Raionului Dungușeni, Republica Moldova, se pregătește Primăria Suceava. Depune o coroană de flori din partea Primăriei Suceava, se pregătește Primăria Târgoviște. Se depune o coroană de flori din partea Primăriei Târgoviște, se pregătește Consiliul Județean al Elevilor. Ne-am întors din acest surghium de 2 ani de zile. Se îndrăznesc oare să rostesc? Le întoarce în triumfător. Nu spun asta cu smerenie, ca una care cade în genunchi aducând prinos de mulțumiri. Niciodată nu m-am învoit cu gândul că am fost învinși, ci doar că am fost trădați din pricina prăbușirii Rusiei, nenorocoasa și îndurerată a Rusiei. Și totuși, când mă gândesc la acești 2 ani, nu pot să-i numesc decât ani mari, căci toate neajunsurile au silit pe fiecare om să scoată cei mai buni din plânsuri. Ani binecuvântați, dacă vrei. M-au învățat și m-au apropiat mult mai mult de inima poporului meu. M-au învățat să nu mă dau înlături de la nicio strădanie, să nu mă tem de nimic, să nu mă copleșească nicio slăbiciune. Câți au fost să moară pentru noi? Și nu sunt astăzi cu noi să ne bucurăm împreună de România mare. Mă urmărește totuși imaginea mamei, care a pierdut totul în Rusia. Și acum trebuie să fie de față la nimicirea țării ei adoptive. Țara ei adoptivă este țara în care m-am născut, am crescut și am învățat. Dar ce zic eu? Țara mea este România! Majestățile voastre, s-au invit în vinovățiri înverșunate împotriva mea. Și de aceea ar fi mai bine să-mi dau demisia din funcția de cel mai înalt demnitar al casei voastre. Toată lumea este supărată pe mine pentru că sunt cumnatul lui Brătianu,
demisia mea i-ar mulțumi pe cei care îmi cer capul. Ciudată lume! De ce să dai în omul care ne-a ajutat să răzbim în toate? De bună seamă, iubita mea regină, sunt unele lucruri pe care n-ai să le înțelegi niciodată. Firește, nu aveți cum să înțelegeți anumite lucruri pentru că sunteți întotdeauna de bună credință. Într-adevăr, Brătianu are foarte mulți dușmani. Prințe Știrbei, găsesc potrivită hotărârea dumneavoastră, dar totuși sper să ne rămâneți alături. Negreșit. Așa vă faceți. Nu fi mângâită, bună mea regină, de acum acolo ne vor întâmpina doar bucurii. Da, știu că în vremuri de mâhnire e bine să ai multe treburi, dar astăzi totuși mi-ar fi plăcut să am puțin răgaz. Îl vei avea. Îl vei avea, pentru că nemții, în loc de ultimul salut, au distrus cu dinamite toate podurile. În plus, zăpadă îngreunează refacerea lor și drumul nostru. Nerăbdarea de a ne întoarce acasă în căminul nostru e totuși umbrită de tristețea că trebuie să părăsim Iași. Acești doi ani au fost cât o viață întreagă, cu siguranță că s-au schimbat foarte multe lucruri, chiar și vechiul nostru cărâi. Majestate, a sosit o solie din Bucovina. Să vină! Ia cu un flotor mie numele, Majestate. Majestate, ia cu flotor mie numele. Am venit în fața alteților voastre. Mulțumesc, Majestate. Am venit să dau glas tuturor oamenilor mei, în calitate de prezident al Congresului Bucovinei. Congresul Bucovinenilor, înfățișând azi puterea supremă a țării, a votat în unanimitate unirea veșnică și necondiționată a Bucovinei, în granițele ei istorice cu vechiul regat român. Mulțumim cerului că ne-a fost dat să vedem răzbunată nedreptatea săvârșită asupra țării noastre acum 144 de ani. Mândri de a preastăvi pe Majestatea voastră, vă mulțumim. Vă mulțumim, Majestate. Fie ca Majestatea voastră să reînvie fala domniei lui Ștefan cel Mare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimate domn, pentru credința pe care mi-o dăruiți. Câte state au trebuit să se dărâme ca unirea asta a noastră să se poată înfăptui. Am fi putut la fel de bine să fim noi cei învinși. Și celelalte neamuri, când au plecat în luptă, au plecat cu credința că e sfântă cauza lor. Chiar dacă s-ar fi înșelat regii, prezidenții, oșteanul de rând a intrat în luptă cu bună credință, gata să se jertfească pentru ceea ce considera el că e iubirea lui și datoria lui față de patrie. Ce măcel! Câtă moarte! Mai tragice, cu mult mai tragice decât mormintele învingătorilor, sunt mormintele celor învinși. Și-au luptat vitejește, nebunește, însă zadarnic. Gândul atâtor vieți risipite doar pentru a fi învinse în final e pentru mine un chin care mi-ntunecă ceasul de triumf. Gândul femeiești, una mea regină, îndreptățită poate, dar cu care nu se poate câștiga un război. Azi, Wilhelm și fiul său și-au pierdut țara. Iar regele Ferdinand e slăvit ca dezrobitor și e primul rege al tuturor românilor. Îmi plec fruntea în fața acestui minune. Îți mulțumesc, om credincios. Iar acum, veselește-te alături de ai tăi, căci asemenea vom face și noi. Majestate, generalul Berclos stăruie să mergeți cât se poate de repede. Sunteți așteptat de oștirile aliate, la fel de nerăbdătoare ca întregul popor de altfel. Cu sau fără poduri, nu trebuie să mai întârziați sosirea. Ne pregătim de plecare. Cu voia lui Dumnezeu, pe 1 decembrie, vom intra în București. Vă veți întoarce ca dezrobitorul care a făptuit unirea poporului său. Jertfa pe care ați făcut-o când ați intrat în război de partea Antantei și împotriva Germaniei a fost răsplătită. Toată lumea vă binecuvântează numele. Mici și mari. Minunate sunt căile Domnului. Au trecut 4 ani de când bătrânul rege nu a mai fost alături să ne sprijine, să ne povățuiască, să ne mustre, să ne arate calea. România și noi, când aveam să rămânem față în față cu propria răspundere, totul a atârnat doar de noi.
nu i-am ținut în mână frâie. Am fost noi destul de destoinici pentru a lua suprene cu astfel de moștenire când lumea întreagă ardea în plăcă. Prezentul singur răspunde acestor întrebări. Fii vă moare la înălțimea menirii noastre. Să fiți bine conștienți că toate actele mele vor fi însuflețite de iubirea adâncă către patrie pe care mă voi sili a o servi cu toate puterile mele. Nu încălăuză pilda domnitorilor din trecut, inspirându-mă din frumoasele amintiri pe care ne-au lăsat, având sub ochi nobilul exemplu al tatălui meu, regele Carol I. Astfel, spera corespunde încredere și așteptărilor poporului român. Patru ani la terminarea războiului, patru ani de la înfăptuirea Marii Unii. Ziua încoronării noastre. Familia regală sosește în Alba Iulia în gara special amenajată pentru a-i primi. Sunt întâmpinați de primul ministru Brăteanu și de primarul orașului. Mii de oameni îi așteaptă la catedrală. Intrăm în biserică. Răsună-te de un. Slujba religioasă este oficiată de Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan. După terminarea slujbei, regele și regina au urcat pe podiumul din fața bisericii. Un baldachin de trețesut cu brocart roșu și galben pe fond alb. Regele și regina poartă mantii de catifea, țesute cu fir de aur și tipite cu blană de hermină. Coroana regelui este cea din 1881, făurită din oțelul tunurilor capturate de la turci la Plevna, la care se adaugă trei pietre prețioase, reprezentând Bucovina, Basarabia și Transilvania. Toți oaspeții iau loc în jurul estradei, unde doar Nando și cu mine stăteam. Bătrânul Ferechide, ca președinte al Senatului, și Orleanu, președintele Camerei, s-au apropiat cu coroanele noastre. Eu am îngenunchiat în fața lui Nando, iar acesta mi-a pus leoaia coroană pe cap. Au răsunat clopotele și acele salve de salut regal au fost trase. Mi-ai pus coroana pe cap? M-ai ridicat? Și m-ai sărutat. Și toți am aclamat în jur din toate puterile. Și muzicile militărești cântau imnul național. 101 salve de tun și 40.000 de oșteni. Regele și regina călărind în fața regimentelor. Ce zi istorică! Asemenea celei de acum. Vim acum cu bucurie, solia, cetății de scaun, Suceava! Acum 99 de ani, pe 27 martie 1918, sfatul țării din Chișinău, condus de Ionien Culeț și Pantelimon Haripa, a votat unirea Basarabiei cu România, reprezentând biruința mișcării româniste din acest ținut. A fost prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu România. Tot acum 99 de ani, pe 27 octombrie, în sala mare a Palatului Național din Cernăuți, adunarea constituantă, la propunerea lui Iancu Flondor, votează unirea Bucovinei cu România. După o lună cu mari frământări, la 28 noiembrie 1918, la Congresul General al Bucovinei din Palatul Metropolitan,
se citește și se votează declarația de unire necondiționată și pentru vecia Bucovinei în vechirei hotare până la Ceremuș Colacei și Nistru cu regatul României. Declarația a fost primită cu unanimitate și aclamată delirant de întreaga adunare, stând în picioare și bătând din palme aproape 10 minute. Cu ochii plini în lacrimi, se punea capăt celor 143 de ani de când poarta otomană consimțea la cedarea către Austria a celor mai frumoase și mai bogate meleaguri ale Moldovei. Cu durere în suflet, vă spun că această bucurie nu a durat decât 22 de ani, până în 1940, când pactul Ribbentrop-Molotov a furat nordul Bucovinei și Basarabia. Anul acesta, fraților noștri din Cernăuți, li s-a interzis limba română în școli. Marii unioniști, Pantaleon Haripa, Ioan Nistor și Iuliu Maniu, au primit drept răsplată ani grei de pușcărie la Sighet. În închisoarea de la Sighet, Marele Maniu a murit în chinuri groaznice, în celula numărul 1, plecând apoi în ceruri spre nemurire. Venim din Bucovina, grădina din Carpați, cu sabia lui Ștefan, cu buciumașii din câmpul moldovenesc, cu versurile lui Eminescu, muzica lui Enescu și Porumbescu, picturile lui Lucian și înțelepciunea lui Iorga. Să pășim în anul centenarului la Alba Iulia, alături de urmașii celor care înfăptuim Marea Unire de 1918. Astăzi, aici la Alba Iulia, noi cei mulți cu sufletele înalte cât toată istoria noastră plină de tragedii, glorie și cât sacralitate idealelor naționale simțite prin tricolor, sărbătorim, omagiem și nu uităm că ziua de 1 decembrie este ziua astrală a neamului românesc și va rămâne scrisă pururi cu litere de aur în istoria unui popor care știe să reziste în picioare. Poporul român de pretutindeni. România e patria noastră și a tuturor românilor. România este a mea și a voastră și a urmașilor voștri în veacul vecilor. Noi, solia cetății de scaun a Sucevei, venim în fiecare an la Alba Iulia, aici, la kilometrul zero a României mari, îngenunchem în fața catedralei și pomenim eroii de legendă de la 1918. Iancu Frondor și Ioan Nistor din Bucovina, Ioan Enculeț și Pantelimon Halipa din Basarabia, regele Ferdinand și regina Maria, frații Brăteanu din București și Marele Maniu de Ardeal. Și ne rugăm la Domnul să binecuvânteze poporul român odată la 100 de ani, să aducă acasă tinerii, nordul Bucovinei și Basarabia, să sprijine președintele urmaș al lui Ferdinand Îndelgitor, garanția noastră de astăzi, de mâine, iar pe cei de la București care nu pot conduce țara, să-i trimite de unde au venit, să dea România pe mână unor lideri adevărați ca cei de la 1918. Români din țară și din lumea întreagă, veniți cu toți la centenar la Alba Iulia în 2018. La mulți ani, România, la mulți ani, frați români! Milenară. Du-ne, Doamne, înapoi Basarabia, în țară. Iartă-ne, jefuitorii, de păcate ne dezleagă să fie la trupul țării Basarabia întreagă. Nu uita, slăvite, Doamne, din înalta ta lumină, de robita, sfârtecata, dulcea noastră Bucovină,
Noi și lupți de-al țării plai jefuiți și duși primeci, am rămas cu același grai și cu dorul întregi. Doamne, nici de hersa să nu uiți, de-a bugeacului fătură, împlinește-ne destinul scris de-a pur în scriptură, scoate, Doamne, din mizerii pe românii smulși și goi, duși cu sila prin Siberii, adu-i țării înapoi. Aș blestemul ce apasă peste o țară de români, ce-ai primiți de noi în casă, peste noi se vor stăpâni, ce-au nevălit cu hoaie de la nord și sărit, iar tu, Doamne, ia-i și dui de unde au tevărit, dui în două temniți large, un oraș și patru sate, fără în cel Sibir, Soviete și republici separate, nouă în cele patru zări, împlinește-ne destinul și de pace ce ții țări. Și dă-i, Doamne, întregirea, Doamne, dă-ne ce ni s-a furat și din gleia strămoșească, de la Nistru până la Tisa, e o țară românească, iartă-ne această rugă, dar e sfântă și pe veci. Veneticii pot să plece, numai Tu să nu ne pleci, Doamne, dă-ne veri și Doamne. Ieri și primăveri cu ploi, însă Tu rămâi în țară, Tu rămâi noi cu noi, Doamne, nu pleca de noi, din credința milenară. Du-ne, Doamne, înapoi, Basarabia, în țară. De când mă știu, mi-ești uimitor de dragă țara mea. De viață caut căile spre tine, iată cum pașaport. Român, deschis ca poarta, se pot intra în ea cu tot cu draga mea, cu Basarabia. Tu ai putea să ne eviți, nu-ți cer prea mult, doar foc și pară, suflet unitar ce-a fost îngenunchiat, înjunghiat și răstignit de un indentat, impuls, umilitor hotar, în ale noastre lacrimi de pe prut, zidit în miezul nopții, peste o zi, ce ne-a costat un infernal tribut de a exista, a rezista, a nu muri în pofida unor triburi de rătați ce au promovat noi ani de minciuni, sălbătăciți numai la gândul că am fi frați, că ei ne-au ucis, ne-au maltratat, ne-au pângărit tot ce am avut mai bun, un odios, nemai auzit de stem, imperii peste un neam ce-a fost căznit, să suferi când pietrele mai gem, că avem istorie, o română limbă și încă n-am murit. De-a pur mă toți bat să mă destăini cât doresc, să-ți cadă-ți la picioare, să te mângâi, să te dezmerg și dem să te iubesc și să te țes cu numele tău mândru din gândurile și în inima mea. Ești România, de la munte până la mare, în Bucovina, Herța, Basarabia, visată și dorită cu ardoare, de când mă știu. Mi-ești uimitor de dragă țara mea, de viață caut căile spre tine, iată cum pașaport. Român, deschis ca poarta, să pot intra în ea pe veci cu Basarabia. Română. Da, au dreptate. Noi suntem români, noi suntem aici pe vechi stăpâni. Alba Iulia unește România. La mulți ani, Alba Iulia! La mulți ani, România! Mulțumim, domnului primar, pentru bătrânirea primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. Vă mulțumim dumneavoastră foarte mult. Mulțumim soliilor din Târgoviște, Suceava, Alba Iulia. Să-i aplaudăm încă o dată. Iar dumneavoastră vă spunem să vă bucurați de această sărbătoare, această zi importantă aici. Batalionul 26, care se vede în Montana, Arabia.
delinează din fața dumneavoastră elevii Colegiului Național Militar din Mai Viteazul din Alba Iulia, sub comanda Maiorului Raul Turin. De alături de existențe sale prin munca și aplicația cadrelor militare și danselor, în colegiul poate sfârșești pregătirea peste 7.000 de tine. Colegiul Național Militar a dobândit valoroase practici și rezultate deosebite, care l-au consacrat printre cele mai bune instituții de învățământ militar militar. Colegiul se mândrește cu 3 titluri de școală europeană, obținut în anul 2006 și reconfirmat în anii 2012 și 2015. De asemenea, a obținut de 2 ori titlul de școală de nota 10, iar absolvenții ultimilor ani au trecut cu succes examenele de bacalaureat și admitere. Detașamentul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Băncescu din Sibiu este comandat de Maior Vesa Claudiu. Continuitoare a tradițiilor primei școli de ofițeri înființată la București, Academia Forțelor Terestre are o vechime de 170 de ani în domeniul educației militare și are ca obiectiv formarea inițială a ofițerilor de comandă în acord cu nevoile reale de profesionalizare a personalului din Forțele Terestre și cerințele alinierii învățământului militar superior. Militarii Batalionului 26 Cercetare Supraveghere Montană Avram Iancu din Brad. Veniți din inima munților apuseni, militarii acestui batalion sunt specializați pentru lupta în mediul montan. Prezintă onorul detașamentul constituit din militarii Batalionului 136 Geniu Apulum din Alba Iulia și este comandat de subotenentul Lavinu Bender. Militarii acestui batalion sunt specializați în executarea de lucrări de apărare cinistică și sprijin geniu. Participă activ la sprijinirea autorităților publice locale. Urmează Batalionul 53 Geniu Sforilo din Deva. Unitate de sprijin de luptă cu tradiții de 110 ani s-a desis prin participarea la misiuni în teatre de operații în Bosnia, Irak și Afganistan. Pe plan intern a contribuit la amenajarea diferitelor tipuri de drum, poduri și responsabilitate. Comandat de capitanul Orășan Ovidiu, prezintă onorul militarii detașamentului centrului 346 comunicații din Sebeș. Structură cu o vechime de 45 de ani, asigură comunicații de voce și date în zona centrală a Transilvaniei și sprijină autoritățile publice locale în cazul de urgențe civile. Datea detașamentului Ministerul Afacerilor Interne. Defilează prin fața dumneavoastră, sub comanda locotenent colonelului Zenco Marcel, efective ale Jandarmeriei Române, reprezentate de gruparea de jandarmi mobilă Regele Ferdinand I Târgu Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba, instituție specializată cu atribuții de apărare a ordinii și liniștii publice, a drepturilor și libertăților fundamentale a cetățenilor, a proprietății publice și private. Urmează locul de defilare al Inspectoratului pentru situații de urgență Mânirea al județului Alba condus de către Maiorul Ovidiu Costa. Primul pluton este constituit din pompieri care încadrează echipaje de extingere a incendiilor, precum și salvatori de la înălțime, fiind condus de către locotenentul Șandor Cristian. Al doilea pluton este constituit din pompieri paramedici ai serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare, oameni care în fiecare clipă dură lupta cu secunde pentru salvarea vieții semenilor, fiind condus de Arcan Șef Vitețu Cristian. Detașamentul Serviciului Român de Informații este prezentat de Brigada Antiteroristă și este comandat de Maiorul Săreanu Dragoș. Primul pluton este format din luptători de intervenție contrateroristă, structură operativă prin care SRI își execută statul de autoritate națională în domeniul combaterii terorismului. Al doilea pluton, format de intervenție antiteroristă, acest tip de funcție reactivă presupune măsuri de securitate asigurate cu toate obiective. Prin partea dumneavoastră, trecem un detașament al poliției locale a municipiului Alba Iulia, avându-l în frunte pe șeful biroului Excel și Înfățării. Liziștii
local au atribut în domeniile ordinii și liniștii publice, circulație rutieră, protecție mediului, inspecție comerciale, evidenței persoanelor și disciplinei în construct. Doamnelor și domnilor, urmează blocul de tehnică militară. Deschid blocul de depilare, două utilizme Dacia, Duster și Dacia Logan, aflate dotarea Corpului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, care au execută misiuni specifice instituții de învățământ. A batalionului 26 cercetare supraveghere montană. Transportorul amfibiu blindat este un vehicul de luptă și transport trupe în formula 4x4, având un echipaj formativ. Asigurând transportul unei grupe de până la 5 militari complet echipați de luptă. Este dotat cu 2 mitraliere dumelate, una de calibru 14,5 mm și una de 7,32 mm. Transportul dispune de instalații care asigură filtrarea și filtrația aerului, situații și predii cu care sunt prezenți la schimb. Autoritatea Radio Releu, ce aparține centrului 346 Comunicații din Sebeș, realizează legături multicanal prin mijloace Radio Releu pentru asigurarea serviciilor de date și voce necesare sistemului de comandă-control. Echipamentele din compunere sunt în totalitate digitale și asigură siguranța și fiabilitatea în exploatare. Tehnica este malată. Pe platforma Transport Trainer, pe pasiv DAR, care asigură o capacitate ridicată de trecere. Vor trece prin fața dumneavoastră trei autospeciale aparținând batalionului 136 Geniu Apulo din Alba Iulia. Din fața dumneavoastră trece autospecială transport șalupă pe DAC cu șalupă tracțiune destinată construcției podurilor de pontoane. Urmează o autospecială transport pontoane pe DAC 665 din cadrul completului PR71 destinat realizării podurilor furnizoare peste cursurile de apă. O autospecială transport suport de mar pe DAC 665 din cadrul completului PR71 destinat realizării podurilor furnizoare peste cursurile de apă.